Tot mai des în ultima perioadă, presa din Europa și cea din Occident abordează activ subiectul cu privire la crearea unui bloc militar-politic format din Georgia, Ucraina, Moldova, sub auspiciile Washingtonului. În ultima lună, Washingtonul și-a consolidat prezența militară în regiunea Mării Negre. Recent, aici au fost efectuate exerciții de control a forțelor strategice NATO cu participarea militarilor din Georgia și Ucraina. Și chiar dacă formarea unei așa zise triple alianțe nu este o noutate, experții susțin că în ultima perioadă se insistă tot mai mult pe această idee. Но если Грузия и Украина давно просятся в НАТО, несмотря на территориальные споры, Молдова всегда акцентировала внимание на своем нейтральном статусе, закрепленном в Конституции. В таком случае возникает вопрос, какова роль нашей страны в этом геополитическом противостоянии Вашингтона и Москвы? În prezent, autoritățile de la Chișinău evită să vorbească deschis la acest subiect. În schimb, în numele moldovenilor vorbesc vecinii. În urma unei conversații telefonice dintre Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, și noul secretar de stat american, Antony Blinken, oficialul ucrainean a declarat: I-am spus secretarului de stat american că Statele Unite pot conta pe Ucraina ca partener de încredere atât în regiunea Mării Negre, cât și în Europa Centrală. Acestea sunt locurile în care putem aduce o contribuție reală. Vă asigur că Ucraina, Georgia și Moldova se îndreaptă ferm anume în această direcție. Gruzia și Moldova вже, activ рухаються в тому напрямі. În opinia politologului rus Nicolae Starikov, dacă ar fi să spunem lucrurilor pe nume, atunci este evident că o astfel de alianță este creată împotriva Federației Ruse. Сегодня американцы взяли курс на жесткое выдавливание России. În prezent, americanii se implică activ în a exclude prezența Federației Ruse din țările postsovietice. Pentru a-și atinge scopul, Washingtonul muncește pe toate direcțiile posibile și face uz de toate instrumentele de care dispune. Din punct de vedere politic, Georgia merge mână în mână cu americanii, iar lovitura de stat din Ucraina și schimbarea președintelui în Moldova le dă speranța americanilor că vor putea să schimbe per general situația. În țara noastră, forțele politice de pe eșecherul de dreapta nu și ascund aspirațiile pe plan extern. Este evident și în ce direcție se mișcă acestea, în special după ce Maia Sandu, în calitatea sa de președinte, a decis să efectueze prima sa vizită peste hotare, anume la Kiev. Slava Ucrainii! Printre rezultatele despre care a tot trâmbițat șefa statului nostru în urma vizitei sale la Kiev se numără și reluarea relațiilor bilaterale dintre cele două state, dar și începerea implementării unor proiecte comune ambițioase, declarații care de altfel au provocat îngrijorare în țara noastră. Unii experți sugerează că în spatele declarațiilor oficiale s-ar ascunde de fapt o înțelegere de culise în ceea ce privește implementarea unei agende politice comune. Politologul Corneliu Ciure a declarat pentru postul nostru de televiziune că în cazul țării noastre este binevenită o politică externă echilibrată. În caz contrar, riscurile care ne pasc sunt prea mari. În Moldova, promovarea unei politici antirusești presupune riscuri prea mari pe plan intern. Aceasta poate provoca chiar și divizarea statului nostru. O atare politică se va putea implementa doar atunci când la conducerea țării vor ajunge exclusiv partide de dreapta, adică ar trebui să avem un președinte, un guvern și o majoritate parlamentară de dreapta. În asemenea conjunctură, Moldova nu va putea ține piept convingerilor care se impun din Occident, iar în condițiile în care partidele de dreapta de la noi sunt influențate din exterior, ele bineînțeles se vor cădea de acord cu ce li se impune și vor merge la această înțelegere. Experții susțin că pe lângă conflictul cu regiunea transnistreană, față de care în ultimii ani Chișinăul a adoptat o poziție moderată, autoritățile centrale ar trebui să ia în calcul și alte regiuni unde se vorbește predominant limba rusă, printre care Taraclia, Bălci și în special autonomia găgăuză, unde majoritatea cetățenilor dezaprobă retorica antirusească. Într-un interviu exclusiv pentru Accent TV, Iacov Kedmi, om de stat israelian și diplomat, fost șef al serviciului special nativ, a declarat că atât Ucraina cât și Georgia nu sunt un exemplu demn de urmat pentru țara noastră. Moldova n-a găsit un exemplu mai bun de urmat decât așa numitul stat Ucraina sau această bătaie de joc care cândva se numea Georgia. Acolo există statul ca stat? Există o normalitate atât în Georgia cât și în Ucraina pe care Moldova ar putea să o folosească în propriile interese?
O tentativă de a impune Moldovei un scenariu similar celui din Georgia și Ucraina a avut loc în anul 2018. Atunci, președinții parlamentelor de la Chișinău, Kiev și Tbilisi au semnat protocolul de înființare a adunării interparlamentare. Cel care și-a pus semnătura din partea țării noastre a fost speakerul de atunci, Andrean Candu. Semnarea protocolului a provocat un val de critici din partea opoziției parlamentare de stânga și asta deoarece în spatele formulării rezistența la provocările externe s-a presupus de fapt depunerea eforturilor la combaterea așa numitor amenințări din partea Moscovei. În urma acestor acțiuni, președintele țării de atunci, Igor Dodon, a depus un efort titanic pentru a putea restabili relațiile politice și economice prietenoase dintre țara noastră și Federația Rusă. În prezent, Moldova riscă să calce pe aceeași greblă. În schimbul promisiunilor de aderare la NATO și acordarea asistenței financiare pentru formarea tinerii generații, Georgia și Ucraina își pierd pas cu pas independența, iar Republica Moldova este următoarea pe listă. Într-un interviu acordat pentru postul de radio Echo Kavkaz, a fostul consilier al secretarului de stat american Paul Gobel a declarat că, după schimbarea puterii, soarta Moldovei a fost una decisă deja. Noul președinte al Moldovei, care se expune în susținerea aderării la NATO și a Occidentului și nu a Moscovei, facilitează extinderea alianței. Cei drept, acest lucru nu se va întâmpla imediat. Opinia precum că țării noastre este sortit rolul unui buffer între oamenii vestului a fost împărtășită și de vicepreședintele Euroasia Center, Erl Rasmussen. Cred că în curând vom vedea că mai multe funcții cheie din Moldova le vor reveni reprezentanților SUA. Exact așa s-a întâmplat și în Ucraina și țin să menționez că influența lor crește. În Ministerul Apărării de la Chișinău a fost angajat deja un fost ofițer al Marinei SUA, Karen Bonabi, care ocupă în prezent fotoliul de consilier. Oficial, responsabilitatea acesteia este de a ajuta la reformarea și dezvoltarea armatei naționale. Cert este că funcționarea are acces la secretele statului. Politologul rus Nicolae Starikov este convins că agenda antirusească va fi implementată inclusiv cu ajutorul României. România este un alt instrument al politicii externe americane. Exact așa ar trebui percepută. Altceva este că strategii americani i-au promis României că o vor ajuta la absorpția Moldovei, pe când Rusia are o părere diametral opusă în acest sens. В этой ситуации становится совершенно понятно, Молдова здесь и сейчас должна определиться, куда ей двигаться дальше. Правда в том, что мы зависимая страна, еще более очевидно. Никто не будет защищать ни нашу независимость, ни наш суверенитет, ни нашу территориальную целостность. А значит, слово за нами, за каждым из нас. Ольга Зитковская, Виктор Магылдя, Артем Никора, Акцент ТВ.